Lasă-mi de tensiune. Ai cam? Da. Bună ziua! Bună, Cristina! Bună! Bună! Bine ai venit! Îți place camera bine noastră? Ești bine? Da, am emoții. Cristina, ești spontană? Da. Bine, ai un minut la dispoziție să le spui băieților lucruri despre tine. Ok. Eu sunt Cristina, studiez dreptul la Sibiu, îmi place, am 19 ani, îmi place foarte mult să desenez și cumva pasiunea asta pentru desen se transformă și într-o pasiune pentru make-up. Pe viitor aș vrea să urmez cursuri de make-up. Nu știu, cam atât. Atât? Consider că mai ai ceva de spus? Nu, momentan. Nimic important? Nu, momentan. Nu vreau să zic. Bine. Băieți, îi puteți adresa întrebări. În 3, 2, 1, start. Tu l-ai desenat pe el? Pe el, pe care? Pe Andrei. Andrei. Nu. Balonul alb. Nu, nu, nu. Hmm? Dar pe cine ai desenat? A fost un desen super reușit, de aia zic. Cum ai zis că îți place să desenezi? Pare să le zic, doamna Andreea. Da. Da. Pe Radu. Mi-am dat seama. Ce preferințe ai de la un bărbat? Da. Îmi doresc să fie respectuos, să comunicăm, pentru că comunicarea e cheia până la urmă. Dacă mă supăr, să nu stau supărată și să nu-i spun motivul pentru care sunt supărată, că nu are de unde să viseze. Să fie romantic, afectuos. Eu sunt foarte afectoasă, pun mult suflet și aștept și eu, în schimb, același lucru. Crezi că cineva din casă se încadrează în preferințele tale? Momentan nu sunt sigură, dar pot să spun că aș bănui. Ok. Îți place de Radu? Sinceră să fiu... Da. Nu mai trebuie să răspuns, că am înțeles. Dacă ești pregătită pentru o relație la 19 ani? Nu răspund. Din moment ce am pășit aici, consider că sunt... Și ultima ta relație, asta care a fost? Tot întrebări. Am avut o relație în liceu, adolescentină, ca de obicei, și am mai încercat să am o perioadă de cunoaștere cu un băiat. Am încercat să fim și împreună, dar nu a funcționat. Acum cât timp? Prin mai s-a terminat. Am înțeles. Deci nu ești afectată, nu ai... Nu, absolut nimic. Care, sunt, care este, sunt liberă. Care este primul lucru care te atrage la un bărbat, la care te uiți? Fizic? Da, nu știu, primul lucru. Când îl vezi, la ce te uiți? Ok. Crezi în contactul vizual? Da. Poți să-mi spui, familia ta e ok că ești aici? Da, mama. Da, tata nu știe. E încântată că... Ai mei sunt divorțați. Am înțeles. Te-ai uitat în sezonul întâi? Da, m-am uitat. Nu am avut timp să mă uit tot timpul, dar aveam deschis televizorul pe Canal D și vedeam. La ce ai văzut despre Radu, crezi că te poți încadra într-o relație cu el? Păi asta depinde, acum fiecare e diferit. Dacă normal ne cunoaștem și... Am înțeles. E posibil, dacă nu... Îți place și de Ionut? Da. Ești geloasă? Nu foarte mult. De exemplu, mie nu mi-ar conveni ca un băiat să îmi... restrângă libertatea. Eu sunt foarte sociabilă, prietenoasă, amuzantă și nu mi s-ar părea normal să mă închid cumva. Așa că eu sunt foarte protector ca bărbat. Tu? Dacă te-aș închide. Depinde în ce sens, adică... Dacă ești foarte jucăușă și sociabilă, poate mie mi se pare prea mult. Pentru mine ar fi ok. Peste cine ai trece într-o relație? Peste faptul că n-ai putea să ai respect față de mine. Deci asta mi se pare... Lipsa de respect, nu? Se pare că e un bărbat care poate să ofere respect unei femei? Păi eu cred că depinde și de femeia din... Bine, bine, bine pus accentul. Rău, bine, rău. Bine, rău de tot. Pe o scară de la 1 la 10, cât de materialist ești? Repede. Jumătate. 5, ok. 5. Da, interesant. N-am știut, ai spus o relație adolescentină? Da. Poți defini asta, căci băieții n-au fost curioși să afle, sunt eu. Spre exemplu, ieșeam pe holul școlii, pupiși pe obraz, dă mesaje, iubire, puișor, ceva. Eu știam că mi-am terminat liceul. S-a oprit la nivelul de pupici. Foarte frumos. Nu te frică aici la Casa Iubirii că poate pune mâna pe tine cineva care nu te merită? Gen el. Poate chiar și eu. Păi... Fiind așa micuță. Da, micuță, dar ambițioasă și puternică. Aici, și știu, ți-mi doresc. Și... Sau dacă, la momentul actual, cum ai spus, îți place de Radu și Ionuț.
Da. Și automat te îndrăgostești cu totul de altcineva. Posibil, normal. E posibil, orice e posibil. Garantez eu că da. Orice e posibil. Nimic nu e posibil. Vezi aici, în casă, un băiat suficient de matur cât să aibă răbdare cu tine? Nu vreau să expun acum băiatul respectiv sau... Mai am răbdare să-i cunosc. Am înțeles. Ai niște foarte frumos. Mulțumesc și tu. Mersi. Mare mulțumim. Pare frumos. Ciao. Ciao, Cristina. Ce expresii avea spre tine? Nu mă culc la tine vorbea. Ce expresii sincere avea și ce faină așa tipa. Ce s-a întâmplat? Multe, multe. Ai stat lângă ei? După înălțime? Hai, așa să aici. Nu, multe s-au întâmplat. Ok, o să încep așa. Te rog. Am ajuns în casă, toți se uitau, nu știu ce, am intrat acolo, m-am pus pe scaun și am povestit câteva lucruri despre mine. Și după am început cu întrebările. Se certa, nu se certa, Radu cu Ionut. Își băgau cu apeserate. Nu, nu, că cu tine nu, cu mine. Că... La ce spuneam eu, știi, la ce răspundea la întrebări. Și după care m-a întrebat unul dintre băieți, nu mai știu exact, dacă Robert sau Patrick. Nu, Robert sau Patrick, cred că Andrei. Eu am spus că îl plac pe Radu și pe Ionut. Și dacă cumva aș fi dispusă să mă îndrăgostesc și de alt băiat. Și nu știu cine mi-a zis, chiar nu mai știu. A zis cu siguranță vei fi cumva să mă îndrept spre alt băiat, în afară de cine. Te îndrept spre alt băiat. Da. Și asta, cea mai mare teamă ta, vârsta. O făcut da, nu. Chiar le-a plăcut foarte mult. Chiar, da, nu mă așteptam. Adică toți erau așa... Pozitiv, da? Da, pozitiv. Mie mi s-a părut cea mai... pură fată pe care am văzut-o exact. În Casa Iubirii. Ce anume? Cea mai pură fată mi s-a părut așa din exprimare și super liniștită. Ea chiar mi se pare că a venit pentru a se îndrăgosti. Da, și mie mi s-a părut. De ce ai folosit acest cuvânt? Și pentru că m-am prins ce înseamnă relația ei adolescentină și pentru că așa mi-a exprimat, chiar mi-a exprimat asta. Ce crezi că înseamnă relația ei adolescentină? Că ea este încă virgină. Și mie mi s-a părut la fel. Foarte simplă, foarte... Adică e o fată care, dacă cineva ar trebui să se îndrepte spre ea, trebuie să aibă multă grijă și să fie pregătit să... Te porți cu ea ca cu un bibelou așa, nu știu. Nu neapărat vorba de răbdare, cât e vorba de înțelegere. Da. V-a plăcut? Da. Mi-a plăcut. E despre Radu aici. Sau despre Ionuț? Sau despre Andrei? Am simțit doar la Radu privire. De când sunt în emisiunea asta... La fel mi se pare și mie, cu fată simplă, așa n-am văzut până acum și mișto. Ai grijă să nu o pierzi. Să nu ți-o ia altul, cum a zis doamna Andreea mai devreme. Grijă cum te porți. I-a spus ce? Radu că ce frumos ai. Complimente, Sanja. Da. Ce întrebări, Ionuț? Atenție cel mai mult, hai. Ionuț mi-a spus că, având 19 ani, dacă aș fi dispusă să fac o relație pe bune. Și i-am zis că da, normal, din moment ce am pășit în Casa Iubirii, după care m-a întrebat dacă sunt geloasă. Nu. Da. Da, i-am spus, nu, da. Că, i-am spus că sunt 50-50, gen. Așa. Și că nu mi-ar conveni ca băiatul de lângă mine să fie posesiv, să restrângă libertatea, fiind sociabilă și prietenoasă. Și eu zis, Ionuț, că și dacă eu ți-aș restrânge libertatea, că sunt așa mai protectiv. Probabil acum discută de tine. Clar. Cum noi discutăm de ei. Normal. E o persoană matură, indiferent care 19 ani, mi s-a părut că e foarte matură și că exprimă maturitate. Într-adevăr, o fată pe care, cu care trebuie să ai grijă. O fată nu pe care o iei doar așa ca să încerci. Nu, să știi că vrei ceva cu adevărat cu ea.